So in this video, I competed with my cousin for a Mech-10 skin. Let's get into the first challenge, 1v1, because we had to 1v1 it out. But here are some of the highlights of this round. Am voie să plantez, nu? Da. Mă, unde plantaj? Măi, e na, what? Eu dădeam clear la B. Mamă, spa. Pe lângă capul ăsta, să-i. Mă, dar e pe toată harta, da? Da. Mă asigur, hai că... știi. Ah! Am dat asta, la prima, adică un zon. Ok, ok. Mă, ce flash în sine. Ah, mă spas. 60 să-ți dai. Nice. Da, mar, te-i tu, mă. Da, pe B. Pe B, că-mi dat donate, da. Mă, ce, eu nu-ți dau niciun nade. Mă, ce nade, că eu n-am făcut niciun nade. De unde mai apăruși? Mă, ce-mi spargi urechile jocul ăsta. Da, să știi că așa o să audă și pe filmare. Păi n-am din căci dat mai tare. Mamă, 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 spart. Mamă, 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 ai nevoie de o rondă. Bă, deci practic tu acum m-am oprit ca să filmez, ca să ai două pe OV-uri, nu? Da. Și tu o să stai să editezi o săptămână la videoclipul ăsta. Cam așa ceva. Nu jucați. Băi, Eddie, cred că e seară și văd că era la meci, la meci în Craiova, nu știu dacă mâine joc. Plantăm, B! Mă, ce nebun e Bogdan ăsta. Da. Nu, băgam. Mamă, ce foc de-a doi. Cel mai insane foc din istorie. Da, arăt pe filmare, cred că. Deci că mă joc ce este prima dată. Mă, ce mă speriaș. Mamă. I am a much worse player at CSGO, so he obviously beat me, but I knew I could get a W on this second activity, on this second minigame, if you want. Next one was trivia, and we started with guessing the pro player's name. The way this functions is that one of us starts saying the alphabet in his mind, not out loud, and the other one says stop at a random time. So obviously the one that was saying the alphabet will have a random letter, and the guy that said stop has to say the pro name that starts with that letter. What we did not know was that we would be really bad at this, but anyway, here are the rounds. A. Stop. D. D? D. Daequan. Daequan. Sper să fie de sine, să nu fie de altceva. Sau nu mai știu. Mă, stai de Fortnite. Da, am înțeles. Ok, acum e rândul meu, că trebuie și eu să încerc. A. Stop. I. I. Zis ai un nume random. Iertăr. Iertear. Ce sego. Nu. Ai A. Stop. L. L? Da. Hai că știam cu L. Mă, de ce e minigame-ul ăsta așa greu? Luminus. Mă, dacă...
Dacă chiar e unul așa, mai spart. Aia e echipă. Nu. Da, mă seamte, era o echipă Luminosity Gaming. Ah. Stop. Mă. Aici e ușor, că spune Eddie Dell de 100 de ori. Miraj. Nu știu cine e. Păi bă, am voie să zic. Da, că m-a dădui bătut. Nu știu cine e. Hai că scriu pe chat. Monesi, nici nu știu cine e ăla. Caută pe Google, Monzi, Monesi. A, e ăla de 17 ani. Mamă, cât de prost sunt, bă, cât de prost sunt. Dacă a tot zis Eddie de el. Mamă, bă, eu filmez. Da, filmez. Da, eu filmez? A, filmez și eu de 20 minute. A. Stop. J. J? Da. Te dracu să știu cu J, Jumanji. Nu Jumanji, ai că ăla, nu știu ce. A. Stop. S. Hai că îl terminam, simplu, no. Gata. Till the trivia, another minigame that we have done was this one. One guy would take a weapon, a random weapon, and shoot it, and the other guy had to guess it. First one who doesn't guess it, and yeah, first one loses it out, basically. It's that simple. Dar ce e arma asta când îmi e cunoscută? CZ? Nu, MP7. Mamă, și mi era cunoscută. Ok, hai că-ți dau pe asta. CZ-ul? Nu, e UMP. UMP? Da. Mai e mai greu decât pare. Chiar mai. Pe n-aud. Mai dau o dată? Dacă n-auzi nimic. Mă, eu n-aud. Cum n-ai vrea n-auzi? Mamă, cât de ce se aude arma? A, că e cu supresor. A, e din aia... Cum se numește? Din ala stupid... Din ala... Cum, Dumnezeu, se numea? Din ala... Din ala... MP45? Nu, era MP5. Oh my fucking god, îl știu-i. Hai, că e ușoară, n-ai cum să nu știu. Mai e... SG... Trebuie să zic și numerele. Zivere tot, la toată armă, gen... Ce numele armei? SG-106. SG? Nu, era Tech-9. Cum era Tech-9? Crezi că e porcaria asta de arme de la... Uite. What the fuck, man? O știu, Galil. Da, mă. E prea ușor asta, trebuie să-ți dau una mai grea. Bine, mă, hai, acum, dacă nu ghicesc pe asta, iei punctul. Gata, hai că încep să trag. Auge? Da. Bun. N-aveam vere ce, puteam să aleg 5-7, nu? Dar să-i că n-aleg 5-7. Vezi că încep să trag. Famas. Nu, e CZ-ul. Băgam iaș. Hai, acum tu. Auzi? Da. 5-7? Da. Bun, te bătui la asta. Yeah, so I beat him because it was pretty simple. Anyway. The third round was way harder, and this actually took us a little bit more time. The third round was parkour. I had selected 3 jumps on Mirage, and the first one of us to get it was going to win a point, and the first 2 was going to obviously win the skin. Știi jump-ul de pe aici, pe short? Da, zic că asta puteam să... Da, să-l facem? Da, cine care, primul care îl face așa. Eu nici nu pot să fac jump-ul ăsta, dar...
What the fuck, man? Da, acum dacă nu-l fac eu, gen acum mai am eu niște care dacă, dacă nu-l fac, vă înseamnă că se imaginează să-l fac acum. Da. Ia, stai. Vezi că-l fac acum. Așa îl facem pe ăla. Dacă nu, îl făcuși din prima. Da. Stai, stai că dau stop. Stai, pune-te acolo. Ce-ți fac eu? 3, 2, 1 și... Ah, hai uite bă că eu... Da bă! Da, oficial ai câștigat un mac de-a. Yo, yo. Da, nu de la mine, să-l cumpăr eu. So he won the skin, and yeah, I mean, this isn't my usual type of content. I do not know how this video turned out because I am doing a voiceover before editing. I hope it turned out well. I hope you liked this kind of different content. And yeah, if you want more, please subscribe because as I said, I am a channel with 25 subscribers and I cannot really afford to put in that much money in my videos because obviously I do not make anything out of my videos, so everything that I put in the videos is out of my pocket. But I like to sometimes do those kind of videos. Anyway, if you like the video, maybe next time I will invite more of my friends to compete and maybe they will win a better skin, like a 3 euro skin or something like that. Maybe if this video gets so much support, maybe I'll get a more expensive skin on the line. But anyway, hope you enjoyed the video and see you next time.